Minunată această introducere. Noi vrem să demonstrăm acest lucru pe care doamna Bandiana l-a exprimat și anume că niciodată nu este prea târziu. Nu este niciodată prea târziu pentru memorie și recursul nostru la memorie nu este pentru a sublinia durerea. Cred că este cu totul altceva. O scriitoare creștină spunea că ceea ce este sublim în creștinism este că nu înlătură suferința, ci transformă suferința în transfigurare. De altfel, seriile noastre acest lucru încearcă să vorbească despre suferința transfigurată, pentru că este după modelul Mântuitorului Iisus Hristos. Ce minunate cuvinte au zis și memorialul de la Sighet, pe care atunci când l-am vizitat prima dată împreună cu familia, am rămas multe ore și am realizat ceea ce domnul Romulus Rusan chiar spunea într-un interviu și m-a impresionat acest lucru, spunea cam așa, copiilor de azi nu mai are cine să le spună ce a fost. Este foarte important să înțelegem ce a fost. Doamna Bandiana, domnul Romulus Rusan și domnișoara Ioana Boga, în această seară, sunt prezenți tocmai pentru a ne încuraja și așa cum s-a spus, pentru a ne face să înțelegem cine am fost și pentru a ne arăta că fără memorie nu avem identitate. Deci cine nu are părinți, cine nu are neam, nu are foș, nu are strămoși, nu are identitate. De aceea avem nevoie de memorie, avem nevoie de părinți, avem nevoie de modele și în același timp, noi nu ne întoarcem într-un trecut așa cum ar crede cineva, pentru că întotdeauna memoria este cea care întemeiază identitatea. Și dacă avem această conștiință a identității, avem și continuitate. Și dacă avem continuitate, avem și universalitate. Dar e foarte important, așa cum doamna Bandiana a subliniat, să știm cine suntem, pentru că a nu te afla nicăieri nu înseamnă a fi liber. Trebuie să existe o inimă de acasă, astfel încât să poți să te apropii și să te îndepărtezi de ceva din care să ieși, la care să te întorci, așa cum s-a întors Fiul Risipitor din parabola care s-a citit duminică. Ne întoarcem acasă împreună cu doamna Ana Bandiana, căreia îi dăm cuvântul pentru a le povesti acest itinerar al memorialului de la Sighet, pentru a ne exprima simțămintele. Nu va fi, bineînțeles, o conferință, ci va fi o convorbire sau, i-am putea spune, chiar un taifas duhovnicesc.